După 2 luni de vacanță, școala de dans Dancewall din București a reluat cursurile la Giurgiu. Micii și mai mari dansatori au revenit nerăbdător la antrenamente și au început să pună în practică noi coreografii alături de cei doi instructori. Mulți dintre copii practică de 2 sau 3 ani cursurile școlii de dans Dancewall, dar mai au ceva de lucru până la participarea în marile concursuri naționale sau internaționale. Asta nu înseamnă însă că dansatorii nu au făcut cunoștință cu publicul. Au deja câteva premii la activ, iar în acest an sunt prevăzute mai multe evenimente unde vor avea ocazia să arate ceea ce au învățat până acum. Pot să spun doar că doar pe un semestru că am participat la 3 festivaluri. Deci pot să zic că pe 2 ani un număr aproximativ ar fi cam măricel. Deocamdată nu am participat, cum am spus, la concursuri, deci nu putem discuta de premii. Da, nu putem încă discuta de concursuri, dar avem asta în vedere. Dar în schimb avem diplome, cupe și medalii. Pot să specific că nu am avut festivaluri de tip competitiv, cum am spus și în emisiune. Pot spune că am avut foarte multe spectacole, am organizat spectacole de Crăciun, în pași de dans unde copiii primesc un trofeu, cum au spus și copiii mai devreme, că au primit trofee, diplome și medalii, primesc medalii, un trofeu micuț pe care îi motivează foarte, foarte mult, o diplomă, cadouri, evenimente ce mai avem. Avem o colaborare cu Asociația Conil din București, avem 2 spectacole anual în Conil, în ianuarie și în mai, la sfârșitul lui mai. Organizăm noi un festival de arte pentru copii, se numește The Joy of Life, va fi a 5-a ediție, anul acesta, în iunie 2016. Și multe spectacole, festivaluri la care mai participăm, le organizăm noi, tot așa, de 8 martie, de ziua femeii, de ziua copilului, de Crăciun, am spus, de Paște. Vrem iar să organizăm un spectacol aici în Giurgiu, de zilele orașului Giurgiu. Vrem, cum am spus și în emisiune, să facem încă o dată un flash mob aici în Giurgiu, să strângem pe toți copiii, și copii și adulți, să fim foarte mulți, să facem un coreografie și să danseze toată lumea acolo în centru. Până la această dată, școala de dans Dancewall lucrează cu 5 grupe de copii, de la preșcolari până la elevi de liceu, însă oferta este deschisă pentru toți cei care vor să facă mișcare și să pătrundă în tainele dansului modern. Deci în fiecare sâmbătă noi avem cursuri în intervalul 9-14-20. Deci noi avem ședința constă într-o oră și 40 de minute și eu cu Cosmin avem deocamdată 3 grupe și 2 grupe. Pe lângă proiectele pe care le are în vedere cu actualii cursanți, dar și cu cei care doresc să se înscrie, școala de dans Dancewall intenționează să deschidă și un curs de balet cu instructori calificați din București. Cei interesați pot obține relații la secretariatul grădiniței private din strada Dunării numărul 44. Yeah.